Ceau și bine ați venit pe canalul meu. În acest video vom realiza o bordură cu frunze tricotate, care este foarte simplu de făcut și se potrivește cam la orice proiect. Puteți să realizați o păturică adăugând această bordură sau un șal și așa mai departe. Totul depinde, bineînțeles, de imaginația voastră. Și acum va trebui să puneți pe Andreea 12 ochiuri, bineînțeles eu deja am început să lucrez bordura, dar procedimentul este același, așa că după ce a spus cele 12 ochiuri pe Andreea, putem să începem să lucrăm primul rând care va fi partea din față a bordurii, așa că vom începe direct cu un jeteu, după care lucrăm un ochi pe față, din nou un jeteu, două ochiuri pe față, 1, 2. După care vom face o scădere cu înclinația spre dreapta, deci vom lucra următoarele două ochiuri împreună pe față. Repetăm același lucru pentru următoarele două ochiuri, așa că următoarele două ochiuri le lucrăm împreună pe față. Apoi lucrăm două ochiuri pe față, 1 2 un jeteu două ochiuri împreună pe față, lucrate împreună, exact așa cum se vede în imagine și terminăm cu un ochi pe față. Deci acesta a fost primul rând, după care al doilea rând și toate rândurile pare se vor lucra în același fel, vom lucra ochiurile toate pe dos, inclusiv jeteurile. Perfect, și acum haideți să începem să lucrăm cel de-al treilea rând și vom începe tot cu un jeteu, ca și în primul rând. Așa că am făcut jeteul, după care lucrăm 3 ochiuri pe față. 1, 2, 3. Facem din nou un jeteu, un ochi pe față. Următoarele două ochiuri le lucrăm împreună pe față. Repetăm același lucru pentru următoarele două ochiuri, așa că le vom lucra tot împreună pe față. Un ochi pe față, un jeteu și, din nou, două ochiuri împreună pe față și terminăm cu un ochi pe față, după care al patrulea rând se va lucra exact ca, pe, ca al doilea, deci toate ochiurile se vor lucra pe dos. Acum începem al lea rând, așa că vom începe tot cu un jeteu, după care lucrăm 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, un jeteu, după care lucrăm următoarele două ochiuri împreună pe față. Repetăm același lucru pentru următoarele două ochiuri, așa că le vom lucra împreună pe față un jeteu, din nou două ochiuri împreună pe față și terminăm cu un ochi pe față. Și bineînțeles, următorul rând, care ar fi al șaselea, vom lucra toate ochiurile pe dos. Și acum haideți să începem cel de-al șaptelea rând și vom începe cu un jeteu, după care lucrăm trei ochiuri pe față. 1, 2. 3, după care lucrăm următoarele două ochiuri împreună pe față, 2 ochiuri pe față, 1, 2, un jeteu, următoarele două ochiuri le lucrăm împreună pe față, facem un jeteu, din nou două ochiuri împreună pe față, și terminăm cu un ochi pe față, după care ultimul rând care ar fi al optălea, bineînțeles se va lucra exact ca rândul al doilea, deci toate ochiurile se vor lucra pe dos și rezultatul ar fi acesta. Eu bineînțeles am repetat de la primul rând la al optălea rând cam câțiva centimetri, am făcut mai multe repetiții ca să obțin aceste frunze care le vedeți în imagine. Bineînțeles, cu cât firul este mai gros, cu atâta bordura este mai largă. Se poate vedea uh, în aceste două exemple pe care le avem în față, avem două mărimi diverse pentru faptul că erau două fire uh, de o grosime diversă. Uh, dar, după cum am spus mai înainte, de acum înainte nu trebuie să faceți altceva decât să repetați de la primul la al optălea rând pe lungimea dorită. Depinde, bineînțeles, ce proiect vreți să realizați. Și cu alte cuvinte, noi pe astăzi am terminat. Sper că acest videotutorial tutorial v-a fost util. Dacă aveți întrebări, ca de obicei, puteți să mi le puneți de desubt la comentarii și eu vă dau întâlnire data viitoare. Ciao, ciao!